mai sunt. Bună ziua, prin dispoziția numărul 105 din 25 mai 2018 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local, astăzi 30 mai 2018. Din 14 consilieri convocați, 11 sunt prezenți. Lipsesc domnul, înțeles, schip pe drum. Așa? Iar doamna Cerbu din probleme medicale. Cine pe drum? Baron. Nu, așa. Nu e așa de important. Ședința este legal constituită. Dau cuvântul domnului președinte pentru ordine, prezenta ordine de zi. Da. Informare cu privire la ordinul 130 din 23.05.2018 a prefectului județului Suceava privind încetarea de drept înainte de termen a mandatului de primar a domnului Tiriac Nicolae. 2. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința extraordinară din 27.02.2018. 3. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința extraordinară din 5.03.2018, Consiliul Local. 4. Aprobarea procesului verbal încheiată în ședința extraordinară din 16.03.2018, Consiliul Local. Aprobarea procesului verbal încheiată în ședința extraordinară din 31.03.2018, Consiliul Local. Aprobarea procesului verbal încheiată în ședința ordinară din 34.02.18, Consiliul Local Boșteni. Toate inițiatori, secretar, dosia Lucian. 7. Aprobarea procesului verbal încheiată în ședința extraordinară din 18.05.2018, Consiliul Local. 8. Proiect de hotărâre privind prezentarea, analiza și aprobarea contului de execuție ale bugetului a orașului Broșteni, pentru Suceava pe anul 2017. Toate în jos, inițiator, pentru primar, viceprimar, Rodescu Mihai. Ca să mai repede la fiecare. Deci toate sunt 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local a orașului Broșteni pentru anul 2018. 10. Proiect de hotărâre prin care se ia de către Consiliul Local a orașului Broșteni, pentru Suceava, urmare raportul de valoare 8G2 din 15-a Agenției Naționale de Sănătate, pe bază de judecătorul privind la conflictul de interese în care s-a aflat domnul Balan Gheorghe. Da. 11. Proiect de hotărâre prin modificarea și corectarea regulamentului de organizare și funcționare Consiliului Local, orașul Broșteni, aprobat prin HCR 49 din 20-10-2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partidelor constituite vegetația din afara fondului forestier pentru anul 2018, aprobarea bombului brut al masei de mlase și de destinația acestea și aprobarea prețului de vânzare la persoane fizice și instituții publice. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului activităților culturale artistice de aniversare centenară a României în 2018. 14. Reanalizarea HCR 68/2017 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018. 15. Reanalizarea HCR 16/2018 privind aprobarea completării anexei HCR numărul 54/2018 privind aprobarea modificării completării din tagle bunurilor care aparțin domeniul privat, orașul Ioștien, de Suceava, inițiator, și la toate, mai spus, inițiator primar, pentru primar, domnul Moldescu. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și încheierii contractului de vânzare cumpărare pentru apartamente situate în orașul Ioștien, cu respectarea drepturilor de preemțiune, care a fost înscrisă în cartea funcțională a orașului Ioștien. Nu. De Suceava. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economici și finanțare la obiectivul investiției, extindere și modernizare de țării cum de transformare coloniei Leșu Ursului din orașul Broșteniu Suceava și 18. Discutarea cereri și petiții. Dacă mai sunt ceva completări, nu mai vedeți. Nu, Care consider că e epuizat ordinele de zi, completăm cu asta și după aceea.
Deci, la cele și petiții nu se mai filmează, nu am mai văzut petiții. Luna trecută, nu s-a mai luat în discuții, după toată lumea a plecat și nu se discuția asta, da? După ordinea de zi? Da. Și se mai filmează? Da. Se vor citi petițiile? Da. Mulțumesc. Nu putem în discuții în ordinea de zi. Am înțeles. Deci, mai doi, eu să zic, mă face consilieri, eu înțeleasă cu aici. În afară de, înainte de ce, petiții cu filmare. Nu, tot la petiție, eu știu legile. Da, să puneți spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Abținere împotriva? Procesul verbal. Da, procesul verbal din 27.2.2018. Cu primul informare. Ah, scuze-mă. Unde e? Ai pus informare? Uitați-a. Am luat-o pe zi până la urmări. Informare, uitați-a. Da. Ce e lumea asta, nu? Da, ordin numărul 130, în 23.05.2018. Privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de primar a orașului Bușteni, Suceava, a domnului Chiriac Nicolae. Nu mai citiți preambulul. Da, preambulul rost, trecem din ordin. Articolul 1. Se constată încetarea de drept înainte de termen a mandatului de primar a orașului Bușteni, Suceava, a domnului Chiriac Nicolae, ca urmare constatării încălcării regimului juridic a conflictului de interese conform raportului de evaluare numărul 48.060 din 2.12.2014, rămas definitiv prin decizia numărul 391 din 6.2.2001 și pronunțată de către Înaltea Curte de Casație de Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal. Articolul 2. Domnul Chiriac Nicolae este decăzut din dreptul de a ocupa funcția eligibilă ce face obiectul privirea legii numărul 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice pentru modificarea și completarea legii numărul 144/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu modificările și completările ulterioare cu excepția celor electorale pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului conform articolul 25.2 din legea 176/2010. Articolul 3. Pe durata vacanței funcției de primar al orașului Bușteni, Suceava, atribuțiile ce sunt conferite primarului prin lege vor fi executate de drept de către viceprimarul orașului Bușteni, județul Suceava, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției. 4. Cu drept de contestație la Tribunalul Județului Suceava, secția de contencios administrativ și fiscal, potrivit legii contencios administrativ 554/2004, în termen de 10 zile de la comunicare. 5. Compartimentul informare relației publice secretariat și aplicarea postirei de Ministrul Prefectului va asigura comunicarea Prezidentului Ordin. Prefect Mirela Elena Domnici. Cu rezumatul prefect Silvia Boia. Să începem cu data de 24, de 23 au venit. Atribuțiile primarului sunt preluate în mod direct de domnul viceprimar. Orice, nu contează numele persoanei sau... Pe perioada mandatului vacanterii postului de primar, până dacă se organizează alegeri sau nu, asta nu este. Dar cum este procedura? Da. Până la organizarea. Până la organizarea alegerilor, va prelua funcția domnului viceprimar, Molodenski Mihai. Actualul viceprimar. Sau poate fi altul, nu-i problemă. Păi, până la problema va fi e... altul, da. Îi dânsul. Încă nu iau. Problema este că dacă căpătar se bucură pentru chestia asta de suspendare,
dar majoritatea cetățenilor îi pare rău, pentru că este asta cu fost singurul primar care a făcut ceva pentru localitatea mea. Trebuie să-l felicităm pe domnul Mihai pentru preluarea așa. Iar revistă. Da, sunt două proiecte lăsate pe masă care sunt finanțate și tot și dau pe drumul la treabă. Este singurul primar care a făcut ceva pentru Rojen. Acum la Ginez, mă scuzați că vă întrerup, actualul primar, Vici, ca să facă ceea ce spunem noi, are nevoie de sprijinul și susținerea noastră. Dacă e băiat deștept, o să aibă sprijinul. Deci, nu neapărat dumnealui, indiferent care o fi, eu așa vă spun, da? Nu, o să rămâi el, poate nu, dar dacă e băiat deștept, o să aibă sprijinul. Doi fați dorit ceva, ca să se pune problema, nu? Nu se discute de nume. Dar nu se pune problema, nu? Deci, ca să fim... Da, da. Dar ați discutat că dacă oricare ar fi viceprimar, deocamdată eu nu mai sunt în rândul dumneavoastră, deci nu mă puteți schimba, ca să fie clar. Deci eu nu mai sunt consilier. Nu mai am drept de vot, nu mai am nimic. Până la alegeri voi fi pe postul ăsta. Și noi doar am succes. Legea nu e așa, dar hai să păi, dar eu n-am văzut să cum să deci, dacă eu nu mai votez alături de voi, mă pot schimba? Noi vă urăm succes. Dar mă pot schimba dacă nu succes. Atât. Vedeți. Asta e. Dacă v-am urat succes, înseamnă că... Mulțumesc. Suntem alături și nu se pune probleme. Dar sunt că scârbătași care era... Lasă, dar evident, de urmă, hai, unde bagi, de acolo. Dar trebuie să-i mulțumim votului primar, vorbă acum, să-i mulțumim succes, viitorului... Da, da, da. Pare rău, nu. Să-i urăm succes viitorului primar. Da. Corect, așa ai spus, viitorului primar. Da. Da, primar vă răpăm, da. Să-i promite susținere, nu? Da, bineînțeles. Așa zis, 2. Procesul verbal din 27.02.2018. Așa aveți la discuție pe Marius. Supunem la vot procesul verbal din 27.02.2018. Este pentru. Ținem, Bădrina. Mai continuăm, domnul președinte? Sau facem o pauză? Mai continuăm? Urma să vină Lucian să consemneze. Omule, așteptați-vă grăbița și mai fraților. Avem o ședință la trei luni și cu aia nu ne grăbim. Acum spuneam că care-i procesul verbal? Că nu ținu ședința mai mult, că e cu o scurte. Alea scurte. El a fost cel mai lung. Nu are ce contesta la el. Ședința extraordinară în 5.03.2018. Asta a fost scurt, domnule. Da, a fost scurt, da. Una, chiar. Obiecțiuni, ceva? Să punem la vot. Cine este pentru? Am fost. Abțineri, împotriva? Abțineri. Poți să aprobi, chiar dacă nu ai fost. Poți să aprobi, pentru că... Dacă l-ai citit. L-am citit și ești acolo. Da. Aprobarea pentru verbal din 16.03.2018. 16.03. 16.03. Ceva? Deci, punem la vot. Cine este pentru? Nu. Toată lumea. Cine? Cine?
procesul verbal din 31-a 3-a. Supunem la vot cine este pentru. Abține? Potrivă? 6. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința din 30-a 4-a 2018. Astea au fost toate. Nu s-a prezentat. Nu ți-a devenit un lucru. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Dar eu le-am iubit, dar nicio problemă. De acord. Și cu a voastră, ultima. Aprobarea procesului verbal din ședința extraordinară din 18-a 5-a. Și cu asta, de acord. Cine este pentru? Abține? Punctul 8. Proiect de hotărâre privind prezentarea, analiza și aprobarea contului de execuție ale bugetului orașului Goșteni pe anul 2017. Da, ați primit fiecare dintre dumneavoastră materiale privind bilanțul contabil depus la Agenția Județeană a Finanțelor Publice, cu toate anexele acolo, dacă sunt întrebări. Deci, legea finanțelor publice așa prevede că până în 31 mai se aprobă bilanțul contabil și contul de venituri și cheltuieli încheiat pentru anul precedent. Da. Execuția a fost făcută după, în funcție de prevederi bugetare, în funcție de venituri încasate. Știți că la începutul anului am aprobat am aprobat rezultatul exercițiului bugetar cu plus pe secțiunea de funcționare, cu minus pe secțiunea de dezvoltare, întrucât am avut anul trecut proiectul de 300.000 proiecte de investiții și care s-au acoperit din excedentul anilor precedenți. Dau citire, dacă vreți, dau citire raportului, că nu. Trebuie să spuneți exact pe sume. Da. Deci funcționare. Secțiunea de funcționare. Am avut venituri 8.286.656, cheltuieli 8.176.585 și un excedent de 110.071. Pe secțiunea de dezvoltare am avut venituri de 2.948.788, am avut cheltuieli de 3.244.945, un deficit de 296.157. Veniturile au fost realizate la nivelul prevederilor, cheltuielile au fost realizate cu încadrarea în prevederile aprobate, conform clasificației bugetare, atât cât pe total, cât și pe structura lor. Atât realizarea veniturilor, cât și a cheltuielilor sunt prezentate în anexele transmisii Comisiei de Specialitate și care fac parte integrată din prezentul raport. Lista de rămășiți sunt oprită la 31 decembrie 2017, cuprind debite restante de la persoane fizice și juridice, în sumă de 3.557.980, la care s-au calculat majorări de întârziere pentru neîncasare de 940.787 sunt prezentate în anexa 4 la prezentul proiect de hotărâre. Suprasolvite înregistrate la data de 31 decembrie 2017 sunt sume 12.992 lei. Bugetul activităților autofinanțate cu subvenții și cu subvenții de la bugetul local cuprinde în execuție la venituri suma de 2.041.199 de lei, la cheltuieli 2.041.250 lei, cu un deficit de 51 de lei, și reflectă activitatea financiar contabilă pe anul 2017 a ordonatorilor terțiari de credite, Liceul Tehnologic Nicolae Nanu, Unitatea de Asistență Medico-Socială Carmen Silva, Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al orașului Brojdeni.
Față de situația prezentată, propun Consiliul Local aprobarea proiectului de hotărâre privind prezentarea, analiza și aprobarea conturilor de execuție ale bugetelor orașului Broșteni, județul Suceava pe anul 2017. Supunem la urmă. Cine este pentru? Nu ați și pe Cezar. Cum? Cezar este pentru. Da, domnul Sărău. Iujanu. Hai. Ok, nu. Nu putem de răspundere. Și cine este pentru? Pentru Iunea. Abține. Potrivă. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Broșteni pentru anul 2018. Rectificarea de astăzi presupune, în primul rând, suplimentarea la partea de cheltuieli de capital. Cheltuielor pentru proiectarea drumului de pe Neagra s-au făcut demersurile și deja au și intrat bani în trezorerie. Această sumă n-a fost cuprinsă, n-am știut cum se vor derula aceste proiecte și dacă până la momentul de față n-am avut prevăzut banii ăștia. Deci se suplimentează în primul rând la capitolul drumuri, capitolul 84, la titlul 71, 160.000. În continuare, pentru buna funcționare, suntem în deficit cu încasările la serviciu public. Sunt restanțieri, nu prea se adună banii și nu se descurcă. Trebuie să obțină aviz pentru prețul la apă, licență. Pentru licență. Și în nu se acordă decât în condițiile în care firma nu are datorii către Apele Române, că de acolo pleacă. În condițiile astea n-am găsit altă soluție acum decât de a face modificarea repartizării pe trimestre a sumelor alocate de la Consiliul Local către Serviciul de Apă ca să poată funcționa și am adus din 3 în 2. Nu știu ce o să facem în 3. Dacă nu o să se întâmple ceva cu încasările, dacă nu o să primim, nu o să fie o rectificare de buget, deja intrăm în capacitate de plată. Și în condițiile astea, am avut 60.000 în trimestru 3, i-am adus în trimestru 2 ca să-și poată prinde suplimentarea acolo la apă, că nu erau prevederi, că a suplimentat cu 3.000 din venituri proprii, mai are de acoperit niște cheltuieli. Și în funcție de contul de execuție de pe 23-24, așa, am mai avut de cuprins câteva sume pe capitole și vi le spun acum. La capitolul 51 pentru furnituri de birou am mai prins 2700, să consum hârtie și toner într-o veselie. Nu mă vedeți numai materiale pentru ședință care trebuie trimise tuturor, dar nu neapărat asta. La capitolul 67 cultură îmi mai trebuie câțiva bănuți la iluminat interior. Anul trecut n-am avut cheltuieli, acum funcționează mai multe instituții aici, inclusiv biblioteca, căminul cultural și se desfășoară acțiuni și mai trebuie la iluminat public, deci la 20.03 am 1400, o diferență de factură și am o suplimentare de 500 la 20.03 la niște materiale care au fost luate. Și avem de plătit o manoperă pentru placa comemorativă. Am făcut o placă comemorativă la crucea de la cimitir. La crucea din cimitir. Și n-am avut prevederi pentru asta. La capitolul 70, deja nu am bani la iluna public. Am suplimentat cu 700.000 la articolul 20.0103. La piesă de schimb că la rulul excavator și la gunoieră au fost o mulțime de reparații care parte din ele le-am plătit, pentru o parte o să mai trebuiască bani. O să trebuiască pentru, am înțeles că posturile, la camerele video, internetul care trebuie să-l plătim, noi e pentru un număr de 20 de camere, deci mai trebuie bani la... Așa. Și 3.000 niște reparații curente, deci tot legate tot de mașini, de utilajele cu care lucrăm.
Așa, și la 84, la drumuri, 160.000 suplimentare, banii ăștia au venit deja, vin prin PNDL. Deci cel mai important este că noi am primit proiectul pentru drumul pe Neagra. Deja este dat la consultant ca să facem procedura de licitație. Urmează într-o lună, două, să-l scoatem la licitație. Probabil în toamnă să avem desemnat constructorul pentru execuția drumului pe Neagra. Banii sunt, veniți la PNDL pentru a plăti proiectarea. Proiectul este la noi. Urmează procedura de licitație. Se va asfalta sau se va merge cu balastul și cu costura de vodă? Deci va fi asfaltat cu... 2 milioane de euro e asfaltat, sigur. E asfaltat. Cu... Imodernizare. Cu tot cu asfalt. Cu asfalt, nu cu beton. Deci dacă te refer, e asfalt. Cu rigole de scurgere, cu apărări de mal, cu tot absolut. Deci... Podeți. Podeți tot ce reprezintă. Deci, dacă se permite o întrebare, terminăm lucrările de canalizare și apă ca să nu mai avem probleme să... până la începerea asfaltului? Normal că nu o să venim cu asfaltul înainte de... De asta zic, ca să deci, fie... Noi avem o porțiune în care nu este apă și canal, iar de săptămâna viitoare, deci de săptămâna viitoare, constructorul care a fost desemnat pentru apă se va prezenta și va începe lucrările de pe Neagra, în val. În primul rând de pe Neagra și după aia stabilim unde o să mai fi. De unde începem? Începem tot din Hărăoaia, începem în colonie, trebuie să începem în același timp și apa și canalul, deci pe porțiuni, o stradă, când o închidem, facem apa, canalul, facem înapoi, mergem mai departe. Deci, așa, încercăm să lucrăm cu amândoi. Deci o să fie un deranj mare, probabil, da, un an de zile, doi, da, după aia o să fie ceva... Un an de zile, da. Îi dăm președinte. Da, discuție ceva legat de punctul ăsta? Să punem la vot. Cine este pentru? Cine e cu din alt? Domn primar, nu ai voie să-l face. Am ridicat 10 ani. Mi-a rămas vorbit și am rămas vorbit. Dacă nu mă poate lua, te da, punctul 10. Proiect de hotărâre. Mulțumim, doamna Nicolina. Da, numai s-a ascultat, mulțumesc. Și când m-ați primit pe ochelari. Da. Numai s-a-i bani. Da. S-a-i bani. Da. Da. Să-i bani. Proiect de hotărâre prin care se iau de către Consiliul Local. Urmarea raportului de valoare 8.808, 15 a 3-a 2-a și Agenției Naționale de Integritate rămase timp prin la conflictul de interese în care s-a aflat domnul Balan Gheorghe. Așa mă interesează. Chiar din Iubisul Dărătă. Vă știți de cine a Agenția Națională de Integritate ne-a făcut cunoscut că în luna martie ne-a transmis raportul prin o adresă 8808, deci raportul de evaluare, care nu era definitiv. Iar prin adresa din 21.05, Agenția Națională de Integritate îi face cunoscut că raportul de evaluare privind starea de conflict de interese pentru domnul administrativ a rămas definitiv prin necontestare. Procedura știți cum a fost în celelalte cazuri la domnul Toșeru. Da. Dacă permiteți să vă explic eu, că așa e corect persoana mea. Deci este vorba de hotărârea 63 din 2012, unde eu am votat împreună cu dumneavoastră. Eram membru fondator în Asociația Ciobănașului cu Toușeru, cu Chiriac și cu domnul consilier. Întrucât eu n-am mai făcut contestații, pentru simplu motiv că domnii la Agenția de Național Integritate nu s-au documentat până la capăt. Pentru simplu motiv, eu la data respectivă când am votat hotărârea, eu nu mai eram membru în asociație, îmi dădus în demisie.
Ei au luat de la judecătoria Vatra Dornei în 2017 ultima hotărâre. Faptul că domnul Marcel Vigor știe toată documentația, la data respectivă, eu am venit înapoi în asociație și nu eram consilier local. Eu n-am mai contestat, fiindcă nu mă interesează și nici eu chestii care îmi depășesc și nu chiar nu mă interesează. Ca să știți și dumneavoastră, cei care ați fost consilieri, știu realitatea. Deci dumnealor trebuia să documenteze corect legal. Eu n-am mai dat în judecat, n-am chiar să mai cheltui bani pentru niște domni care au bani la stat degeaba. Asta e finalul. Deci ca să știu dumneavoastră, ca și consilier. Bine, că întâmplarea, nașul e... Acum, în vorba, sunt vreo 4-5 pe aici care stau la fel, da? Și stați ca să puteți, nu o secundă, ca să știți, puteți să candidați fiecare care sunteți găsiți în incompatibilitate, în conflict de interese, fiindcă Curtea Constituțională a dezincriminat conflictul de interese și incompatibilitatea și Senatul României săptămâna trecută o aprobat ca și cadru decizională pentru orice ales local, primar, viceprimar, consilier local, județean, prim-ministru județean, poți să candidezi, nu mai este acea interdicție de 3 ani pe care nu mai trebuia voi să candidezi. Deci așa nu faceți probleme, chiar dacă îl găsești și domnul Chiriac, tot vorbea domnul Costopo cel mai bun vici primar, nu? Sau primar, nu? Interes, poți să candidezi peste 3 ani după. Da, deci el peste 3 ani, domnul Chiriac, poți să candidezi. Și o să iasă primar de nu. Să dea Dumnezeu. Dar de nu vrem la... Da, asta era informația. Eu sunt primul care vorbesc. Foarte bine. Domn președinte? Da, e
Deci, e o partidă, ați văzut-o care e aici, de pe, de pe Pășuni. Noi am propus ca să o dăm la populație sau instituții publice, în funcție de cereri. Prețul de vânzare l-ați găsit deci, l-aveți 277, 966 e rotunjit. Și 95. E rotunjit. La, deci, pe, vedeți că pe un spate el era așa niște... Deci aici am adăugat scosul. Deci scosul lemnului e introdus în... Deci el îl ia la drum auto, cum ar veni. Scos la drum auto. E prețul la drum auto. Care, prețul care îl vedeți aici. 277 de lucru. Ce faci exploatarea? Poftim? Nu se știe. Păi deocamdată... Poate de la... Poate face capre, dacă e pe tine. Capra are, el scoate de aici, deasupra. Deci, da. Nu știu, ne orientăm și noi, dacă... Păi, dacă mai amânăm mult, s-ar putea să fie numai de foc. Numai coșuri. Vei, domn președinte. Cine este pentru? Abține în continuare? Proiect de hotărâre privind aprobarea programului activităților culturale artistice de aniversare centenară a României. Deci de fiecare dată când este o acțiune cu muntenii, nu există posibilitatea de a-i ajuta cu un sprijin pentru ei. Am zis că să avem un program de activitate în urma căruia poți să-i dau un microbus, poți să-i dau o sumă de bani care este prinsă în buget, adică pentru decontarea unor cheltuieli, le putem da. Și pentru asta am făcut programul de activitate de acum, începând de acum până la sfârșitul anului, care poate fi completat oricând. Dar în limit el le-am cerut și lor. Deci, nu, dar ele nu sunt toate cu bani. Deci sunt activități care trebuie să-și oară și fără bani. Singura care e plecarea în Ucraina, la care trebuie să le dăm 2000 de lei, care cheltuiel de transport. Exact cum au venit ei din Ucraina la noi și i-au ținut familiile, la fel merg și ei. Dincolo le trebuie 2000 de lei cheltuiel de transport. Pentru asta. Restul, celălalt este fără bani. În afară de cel la sfârșitul anului, care le-a zis că-s trecute cu bani. Ceva? Ce? Cine este pentru? Reanalizarea HCR68/2017 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în anul 2018. Am discutat. Știți că a fost o hotărâre de guvern prin care s-a abrogat o serie de taxe și cele la noi în hotărâri au rămas în anexă taxele judiciare și extrajudiciare de timp. Ele nu mai trebuie să încasate și trebuie corectat printr-o altă hotărâre, nu știu acum. Deci trebuie scoasă articolele din anexă. Care prevedeau taxele judiciare și extrajudiciare de timp. Nu se mai nu se încasează. Bine, noi nu se mai încasăm. Acum și așa, nu le-am mai încasat. Multe dintre ele nici nu are, că eu știți că erau pe taxe. Dar ele trebuie, hotărârea să fie adusă cum trebuie, adică conform legii. Cine este pentru? Nu, dar... Noi. Nu, nu e urmare. Noi trebuie să facem... Deci noi o să venim cu hotărârea. Deci asta e informat în celul prefectura să informăm. Să revenim asupra hotărârii la punctul taxei. Reanalizare HCR. Dar ce ești?
analizare 6, nu? Da. De analizare HCR 16 pe 2018, prin aprobarea completării anexei HCR 54 pe 2013, prin aprobarea modificării completării inventarului bunurilor, care aparțin domeniului privat al orașului Bășteni. De, după cum s-a spus Marcel, e vorba de 54. Nu e vorba de altceva. Deci 54 trebuie plus ceea ce am mai dat noi, alte vorbe. Eu am spus din hotărârea 10 din 2013. Da, dar hotărârea 10 este modificată cu hotărârea 54. Hotărârea 54 50... cu 16 și 16 modificate cu 59. Da, 59, dacă mă ascult, Păi nu. Deci, în hotărârea 54 să zicem că avem 70 de numere. Nu știu câte sunt acolo. Celelalte trebuie să numerătăm în continuare. 71, 72, 73. Celelalte care le-am dat. Nu, problema e că noi trebuie să venim din 2007. De ce? De noi din 2007 trebuie să venim. Că... A, numerotare. Acolo, deci, cu numerotare 2007, de acolo, acolo trebuie să aducem situația la zi. Ai început de la 1. Înțelegeți? Că el de asta, eu când m-am uitat pe NLFI, deci prima hotărâre a fost aia 10 sau cât a fost, în 2013. Aia 10 din 2013. Așa. Dar în aia nu s-o... Deci ca și cum noi avem două inventare. Am înțeles. Înțelegeți? Dar noi trebuie să mergem la aia din... 13 sau câte, nu, 13, 13 din 2007, din 2007 și trebuie să luăm la zi, adică să vedem, ăla-i vândut, ăla-i în litigiu, ăla-i, deci... Și aprobare prin hotărâre. Și aprobare prin hotărâre. Au un nou inventar. Au un nou inventar. Asta e tot. Referitor la hotărârea asta, 10, a fost comunicare făcută din către prefectură către Consiliul Local să se ia act referitor la trecerea din domeniul public în domeniul privat. Că s-a trecut în mod ilegal la anumite suprafețe de teren, printre care și una în care sunt în caut. După aceea s-a pus pe vânzare. În momentul când s-a adus, trebuia să facă acțiuni contencioase, iar prefectura nu a mai făcut. Pentru că Consiliul Local nu s-a mai adus la cunoștință adresa respectivă, referitor la hotărârea 10 din 2013. După care s-au completat, în completarea hotărârii 10, s-au făcut convenii cu hotărârea 7, hotărârea 5, hotărârea tot care au zis local. S-au produs efecte. Pentru că regimul juridic face referire la legea 18-91, articolul 26 și 36. Și e strict interzisă. Trecerea din domeniul public în domeniul privat. Dar am trecut în domeniul public în domeniul privat. S-au trecut prin domnului Balan. Era președinte de ședință. Deci eu am hotărâre și am dat documentare. Deci vă rog, eu am văzut... Tu ești cu consilier în locul destului. Nu, dar e vorba că sunt niște documente... Deci era președinte de ședință, nu prin hotărârea lui domnului. Nu, a fost președinte de ședință. Hotărârea Consiliului Local. Hotărârea Consiliului Local și a fost președinte de ședință. Puteați să atacați dumneavoastră contencios. La vremea respectivă. Probabil, exact cum domnul Balan, domnul Baroiu trebuia să atace contencios regulamentul. Da. Și nu a făcut. Da. Nu-i finamentul. Da, da, tot o reanalizăm, domnul președinte. Deci tot o reanalizăm. Noi, în perioada următoare, trebuie să luăm de la, v-am spus, deci eu și când am colegii, vă dați seama, e mult. Nu puteam să fac în 3 zile sau în... Așa ca să zic că fac 3 foi și le arunc la Consiliul Local. Deci trebuie luat toate hotărârile. Toate hotărârile de 2007 în coace și să vedem. Și rămân făcut o anexă, ca coadă, ca coadă să vedem exact ce este. Și ce rămân e... Efectul a produs foarte mult efect. Deci asta e concluzia. Da, hai mai departe. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și încheiere contractelor de vânzare-cumpărare din apartamente situate în orașul Bășteni, cu respectarea drepturilor de preemisiune, care au fost înscrise în cartea funciară a orașului Bășteni. Aveți în față. Da, e vorba de același regulament la care am făcut referire mai devreme, dar este și apartamentul meu în cauză. E aceeași aspect. Anexa la regulament a fost schimbat. La care domnul consilier Balan și se este o hotărâre valabilă, nu avem ce discuta. Deci noi prindem... Am înțeles, noi, ca să nu fie discuții, noi am
am omis să trecem ceva aici, ca să nu avem discuții. Exact ce... Deci, la articolul... După articolul 3, mă, unde? După 3, nu? După 3. Deci noi trebuie să prindem în hotărâre, la fel am prins și în celălalt hotărâre de vânzare. Că cheltuielile cu întabularea și cum e evaluarea. Și evaluarea vor fi suportate de către cumpărător. Deci așa sunt și celelalte hotărâri care le-am dat. Din viteză și din așa, în asta s-a omis trecerea aia, în hotărâre. Acum, de ce domnul consilier Valoriu taci? În... Deci... Au fost președinte, nu fost susțință. V-am adus regulamentele toate trei. Deci, este o hotărâre valabilă. Deci, ca să nu mai avem discuții pe anexă și pe așa, noi, toate hotărârile care le-am dat ele de vânzare... Ele se bază regulamentului respectiv. Deci, noi am aprobat un regulament atunci. Au și... un anex până la urmă. Și acea anex a fost modificat. Deci, noi am aprobat ceva. Eu, ca președinte de ședință, deci mie... Acea hotărâre nu am semnat. Anexul la regulament era aia care am primit-o eu, anex. Mă ascultați un pic? După... După... După articolul 3, introducem articolul 4 și facem numerotarea în continuare, 5, 6, 7, în prezenta hotărârii. La articolul 4 trecem următoarea chestie. Cheltuielile cu evaluarea și întabularea vor fi suportate de cumpărător. Ca să nu mai discutăm despre așa trecut în toate hotărârile care le-am dat până acum din vânzare. Ca să nu mai discutăm despre ce-a fost și ce morți au mai fost. Deci, în hotărârea asta, oamenii deja au plătit. Bun, domnul primar. Dar și în trata e. Și în trata scrie la fel. Să ne înțelegem. Să înțeleg și eu. Poate da. O să mai tâmpit. Deci, în cazul meu. Deci, eu nu am preluat niciodată un apartament. Da? Deci, regulamentul face referire la un apartament. Eu nu am preluat, domnule. Am preluat un spațiu nelocuibil în stare de degradare 99%. E bucurat că l-ai luat? Stați un pic. E bucurat că l-ai luat? Haideți că nu intrăm în politică. Eu am venit să mă înțeleg omenești cu fiecare. Fiecare. Deci, mi s-a introdus ca apartament. Da? L-am achitat. Integral. 568 de euro i-am dat și pe aia. Ce bani am venit? De ce nu finalizați actul? În hotărârea de vânzare, care este exact ca o hotărâre... Acum m-au explicat că a fost schimbată. M-am auzit, dar m-a ascult pe mine. Deci în hotărârea de vânzare a apartamentului tău, scrie același lucru. Nu este apartament. Deci eu nu am preluat apartamentul. Deci, asta nu vrea să înțeleagă. Cine nu vrea să înțeleagă dintre consilieri? Deci eu am preluat un spațiu mort. Deci în hotărârea de vânzare, noi vindem apartamentul, nu avem spații moarte. În hotărârea păi de vânzare a apartamentului tău, mă las să vorbesc. Deci, în hotărârea de vânzare a apartamentului tău, ascultați-mă un pic. În hotărârea de vânzare a apartamentului tău scrie că cheltuielile de întabulare și de trebuie plătite de către tine. Exact cum scriem și în asta. Și nu mai are legătură cu regulamente și cu tot. Domnul Moldescu, ascultați-mă un pic. Deci eu nu am preluat niciodată un apartament. Atunci, deci, da, a fost un magazin, deci inițial deschis cu 500 de euro, ce ai vrut să vorbiți peste mine, atunci nu înțelegi. Și iar intrăm în polemică. Deci el a fost evaluat la 580 de euro, da? Deci spațiu nelocuibil, nu, uitați-vă decizia care am depus-o în momentul în 2001 când am preluat. Și scrie, spațiu nelocuibil, stai de degradare 99%. Dacă l-ai evaluat la 580 euro, din 1% din 580 euro, trebuia să plătești 5,80 euro, da? Eu am plătit toți banii integral. Ce bani mai vezi la mine? Acum ar trebui să plătești. 11 milioane, mai trebuie să plătești. În fals. Evaluarea. În fals. Domnul, deci, eu mă gândesc... Gata, nu mai avem ce discuta. Hai să întreb și eu acum, ca să tot rămâne, de când cei doi ani problema asta? Ce se poate face să chemă? Trebuie dat banii înapoi. În baza regulamentului facem anticontract. Corect. Acum hotărâm cine preia după ce și-o achitat apartamentul. Chiar dacă au făcut anticontract sau nu au făcut anticontract, noi trebuie să emitim o hotărâre de vânzare. În hotărârea de vânzare, noi scriem că
fals. Suportă cheltuielile cu tabularea și cu... Nu am dat din nou la fiecare care are câte o hoare. Deci cu mine veți două, 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 Deci, au venit oamenii și au plătit valoarea. Deci au dat toți bani. Bun. De ce trebuie să plătească în continuare? Deci el, omul dacă și-o plătit. Deci acel anticontract de vânzare-cumpărare, deci până vine tabulare, până se scrie cartea cruciară cu toate cele, ca să fac contractul final de vânzare-cumpărare, au spus omul, dacă noi am plătit 100%, de ce mai plătesc chirie în continuare? Nu este, deci, singurul act care este contractul de vânzare-cumpărare. Deci, proprietar în momentul în care ai contract de vânzare. Nu este acum, ce da. Deci, auzi, asta este o promisiune fermă de vânzare între contract. Dar nu este o vânzare. Da, ține cont de vânzare. Deci, eu chiar dau un exemplu. O suprafață de teren, dacă ai cumpărat, și nu este titlul de proprietate definitivă. Deci ai făcut anticontractul de vânzare-cumpărare între vânzător și cumpărător, în momentul când a venit titlul de proprietate sau înscrierea în cartea funciară, atunci, pur și simplu, a mers la notarul respectiv și, în baza anticontractului, îți face contractul definitiv. Ce se întâmplă cu sumele în casă? Nu. Deci asta e, deci asta e o chestie. Eu zic din punct de vedere că se fie privat noi. Că dacă zice un om, că într-un de zile nu l-ai întabulat, el s-a plătit, de ce se mai plătești chirie dacă el s-a plătit? La primărie. Care ar fi modalitatea să urgentați un pic? Și dăm bani înapoi la om și-l vedea la... Nu, nu, lăsați cu banii. Ca să le clarificăm, că mai sunt... Deci astea sunt patru care au venit acum, mai am 8, care probabil până la ședința următoare o să fie la, aproape la zi. Probabil mai rămân 2-3 care nu sunt finalizate. Dar 8 mai sunt, până la ședința următoare mai vin încă 8 apartamente. Da, ăia acolo, știu. Alea 8 se rezolvă până la ședința următoare. Da, mai sunt ceva discuții la punctul ăsta? De ce nu modificăm? Dar cine este pentru modificarea raportului de? Nu. Aprobarea cu modificarea care sunt propus. Apartamentele care sunt plătite deja. Da. Aia trebuie să aprobăm. Dar oamenii au și plătit și aia. Plătit deja gata. De acord cu ei. Cine este pentru? De acord cu plătit. Și modificarea? Da. Specificați modificarea asta, da? Pur și simplu de acord cu ei. Eu plătit-o de aici. Vasiliu, În iarnă, probabil în ianuarie, soați transformatorul la, eram la, la zilele
24 ianuarie, cred că. Da, 24 ianuarie, când s-a montat transformatorul. S-a ars transformatorul în Leșu. Noi, prin hotărâre definitivă, Leșul Ursului, definitivul și revocabil, Leșul Ursului a trecut la orașul Broșteni. Oamenii au venit la noi și la dumneavoastră au venit cu o cerere. Dumneavoastră le-ați aprobat cererea respectivă la momentul respectiv, ca să-i ajutați cu iluminatul. Noi, ca să putem deconta transformatorul, am făcut un proiect de hotărâre în care am supus aprobării un proiect de investiție de, practic, de a construi o nouă linie electrică pe lângă transformatorul respectiv. Bani sunt anul ăsta numai pentru transformatorul respectiv. Deci nu avem bani în plus. Deci bani de proiectare și transformatorul respectiv. Bani pe care, cel pe care l-am rugat și care este în relații contractuale cu noi de ne face iluminatul, ne-a ajutat și l-a adus de la montat în... Acum omul așteaptă bani. Deci data trecută am greșit, că am spus că e 7400, e 4700 dintr-o eroare de cifre. Deci atâta costă transformatorul. 4700 de euro, transformația în lei. Nu, nu. Deci, din greșeală, eu am greșit. Când am discutat, am zis 7400, dar de fapt era 4700. El, dacă vă uitați, scrie exact valoarea lui, îl găsiți la... practic, eu am ajutat oamenii respectiv de atunci până acum, dar constructorul, na, adică constructorul, cel care îi face nouă lunatul, își cere bani. Eu, care mai sunteți pe aici și aveți o afacere, trebuie să vă gândiți că și dumneavoastră, dacă așteptați un ban de 4-5 luni, nu-i corect să nu dăm niște bani. Deci, dumneavoastră, în continuare, dacă veți dori să mai facem investiția respectivă, bine, o să puneți bani în buget. Dacă nu doriți să o facem, nu puneți bani în buget și nu se întâmplă nimic. Scuzați-mă, poftiți. Să mai faci o chestie de genul ăsta. Eu nu mai nimic pe Consiliu, dar să v-ați primat Consiliu, după aia să faci. Nu, undeva să avem 2000 de lei? Nu. În bugetul ăsta. Sunt prinși 2000 de lei pentru proiectare. Cu proiectul respectiv am să mă duc la EOR. Și am să le cer să vină și ei să facă o investiție. Dar dacă nu-mi dați nimic, n-am cu ce mă duce. Deci, se poate obține o finanțare de la ei. Transformatorul normal ar trebui să-l plătească ei. Dar în momentul de față, trebuie să-l plătim noi. După aia să recuperăm banii de la ei. Deci cum? Lucrarea nu... post-traful nu este nostru. Nu. La ora actuală, post-traful nu este nostru. Deci noi nu putem investi deci, ca primărie nu. Într-o societate privată. Dar de asta am propus să facem un proiect. Deci este un proiect de a face o linie nouă. Înțelegi? De a investi în proprietate privată? Dar nu este proprietate. Deci, sunt 18, sunt 18. Cum e treaba asta? Exact cum acoperi bloc, cum a fost scandalul cu blocul, am acoperit bloc, ați acoperit, de fapt eu nu eram. Consilier, când s-au acoperit bloc, s-au judecat, nu? Da, și-au câștigat. Proprietarul a câștigat și nu se mai plătește nimic. Deci blocul a fost, s-a acoperit legal. Proprietarii au câștigat în instanță. Spun ce avii, de ce nu-mi dați și mie vreo 100 de milioane să ne acoperi casa? Ai cerut? Dar nu vreau să cer. Deci, nu vreau să cer. Nu vreau să discutăm. Aici ai un cer de ajutor. Dar în toate localitățile, pentru extindere de iluminat, își pun de la bani de la bugetul local. Extinderea de iluminat e una și cumpărarea post-traful e altceva. Dar nu-i cumpărare. Nu-i cumpărare. Deci este un transformator care l-a reparat. Celălalt este în curs. Ok, noi hai să aprobăm. Dar nu și cumpărarea post-traful. Dar nu post-trafă, cumpărăm. Cumpărăm transformatorul. Deci în acolo... Dar nu este nicăieri.
Deci este cu tot cu linii, cu tot cu transformator. Îmi permiteți o da. Chestie. Deci a spus că la data de 24 atunci s-a întâmplat evenimentul cu soars transformator, ceva în bulul da. Mi-aduc aminte și eu. Adresa către primăria Crucea a fost emisă în 28.02.2018. Răspuns este 26.04.2018. Noi am făcut investiții. Ai revenire în 28.02. Da. Aia e revenire. Adresa e făcută de... Am înțeles. Așa mi-a adresat, eu așa o văd. Deci... Văd aici multe familii, dintre care 8 doar sunt, care beneficiază. Restul este o singură familie care are jumătate leșul. Da, dar nu stă nimeni acolo ca să... Deci, facem investiții pentru o familie, că au reușit printr-o hotărâre judecătorească să mute punctul la orașul Broșteni și l-am făcut mai mare orașul Broșteni ca suprafață. Și e rău asta? E rău asta. Nu știu cum se poate întâmpla în România lucruri de genul ăsta. O judecător a dat o hotărâre în baza Broșteni. Cumpărați un transformator. Terenul, de exemplu, pe care s-a plasat de construcție de avea. Acu este. Da. Terenul 801 metri pătrat în Dragilan, al unei familii. Deci noi investim pe terenul care nu e a primăriei. Care teren? Am pus-o în buget. Pentru că omul își așteaptă bani. Asta e... Nu, dar nu poți să vă pun cu 17. Ce este pentru? Atâta feret de terenul, cât și plata integrală spațiului de România liberă, stai de gradat cu 100%, pe care l-am supriat, vă rog, am aprobat următoarea cerere, cât proces posibil. Cerere. Conform raportului de oficialitate de stațiul numărul 1124, 17-2017, la punctul 3 se precizează faptul că sunt apartamente în situație incertă, care figurează ca un fost au fost înstrăinate, dar nu este specificat cui. Nefiind atribuite număr de lor, astfel nu se știe dacă acestea sunt proprietate personală sau aparținau și Broșteni. Precizez din raport existența unui număr de 54 de roule. Ce dar? Hai să eu citesc așa pentru cuvânt cu punct și virgulele cu astea de... Înțeles, dacă era funcționerul, mă exprimam așa. Precizez din raport, este unui număr de 54 roluri
incerte sub aspectul că nu se știe cine mai locuiește la o anumită anumită, cine mai este proprietar, dacă sunt chiria sau proprietari. Poate cine mai sus, expuse mai sus, în cazul refuzului de a înapoia ce ne-ați furat, cu bună știință, motiv pentru care nu poți intra în legalitate, prima verificări apartamentului ce figurează cu situația incertă, în limita posibilităților să ne aprobați pe închiriere un apartament de față de tine evaluată în 34 metri pătrați, pe care mi-ați furat-o, licitat-o, vândut-o și donat-o. Solicită de care prezintă cerere în prima ședință de Consiliul Local pentru a putea intra în legalitate referitor la contractele ce urmează să se încheie pentru noua locuință cu primăriașul și serviciul de suborne acestea. Cu stimă, Dumnezeu 19.04.2018. Asta a fost către Consiliul Local. Pentru? Eu nu trebuie că aici și trebuie că ți-am luat noi sau... Deci nu eram atunci că ți-am luat vestea. Deci Consiliul Local a fost indus în eroare. Domnul Valoi a făcut deja și în ședința publică într-o alta, a specificat că vi se spune că de Consiliul Local există acel cineva care are deja existent un garaj. Nu e adevărat. Deci acolo v-a indus în eroare, ați votat bine mersi și ulterior, dumneavoastră să spuneți pe ședința domnului. Și ulterior s-a constatat că de fapt este contractul. Pe mine eu plăteam bine mersi, dar de fapt par. Am venit ședință una de zilele în care să vei explic. Nu a luat nimeni de așa ceva. Deci cred că măcar după un an. Și ceva să vă dați seama că... Terenul tău e vândut. Și este ședin. Și ce vrei? Noi ce trebuie să facem acum? Terenul tău care l-ai cerut e vândut. Deci eu am solicitat acolo amiază. În situație. Adică? Deci tot astăzi, problema lui ce-a făcut, deci Consiliul Local nu a aprobat. Licitație. Da, era, ai un teren în altă parte, deci era teren cu sarcini, nu se putea scoate licitații sub nicio formă. Deci, dacă o indus Consiliul Local în eroare și l-a scos în licitații și ulteriorul donat. Un deci, teren care este aia... criat, nu-i cu sarcini. Stai un pic, când, păi, când a fost cu licitații de terenul ăsta? 2014. Nu? 2014. Da. Deci, eu nu știu, atunci. Atunci știți bine. Că am fost și scos din calculator, reintrodus înapoi modul de funcționare a primăriei, așa funcționează. Deci când vine omul din străinătate, se trezește și nu mai are nimic. Acum e ce nouă să-ți dăm înapoi 34 metri pătrați. Noi nu eram atunci cu celălalt. Deci contractul, în comisie a fost și domnul Baroi care ești afară, când acum nu mai interesează. Deci în comisie am fost și eu. Deci, la fața locului n-am fost niciodată. Dacă ați fost la fața locului, trebuia să existe un proces verbal. Eu tot timpul când merg la fața locului, fac un proces verbal. Asta am vrut să întreb și eu dacă îmi dați voie. Ați primit terenul cu vecini, cu limite, deci, care e suprafața, care e lungimea, care e lățimea, care e vecinul, care e o schiță. Da. Bun. Eu vă întreb, ați primit? Să nu vorbim, să nu vorbim. Cu ce sunt eu de vină că comisia care a fost la fața locului nu a încheiat actele și nu a dus normativa cum trebuie, în formă legală. Deci eu am fost ca cetățean, mie mi s-a încheiat contractul, eu am plătit ca cetățean. Și contractul în baza cui? A vorbelor s-a încheiat? Nu am vorbit. Deci contractul trebuia încheiat în baza procesului verbal a Consiliului Local. Păi l-ați încheiat fără procesul verbal al Consiliului Local. Dar nu m-am încheiat eu. Deci nu m-am încheiat eu. Atunci, dați-mi voie o chestie. Bun. Dar sunt dati normalite care am înțeles acum. Nu le-am încheiat eu. Ascultă-mă un decar. Dar ești în 2000. Dați-mi un decar. Dar ce s-o dau eu un decar? Deci ei nu au acum 34 metri pătrați, da? Unde? Da, ei au fost exact unde s-au specificat și în ședințe. Unde? În ce? Unde e ce? Unde e ce? Păi ăla ai vândut. Vrei în altă parte? Păi dar rezolvați într-un fel. Dar nu pot să vă impun. Deci oamenii să rezolvați situația. Dacă găsați un teren 3-4 metri, și noi mergem în comisie, pot să avem dacă este, se poate la sau închirează, se face proces verbal, să încheie alt contract, nu văd ce se rezolvă nimic. Eu să vede, eu am solicitat la amiabil, văd, suntem oameni până la urmă. Dar unde e locul ăsta pe mine? Eu țin minte că și eu am aprobat închirierea terenului, ca după aia să... Sunt de la Bărfoi, cum ai făcut gardul la Ireu? Guvernați. Nu e asta, ăla ce schimbat, e contract. Ăla-i vândut. Unde solicite acum terenul, vreau să întreb?
Eu am solicitat de Tania Eroi. Deci dacă Consiliul Local consideră că îmi acordă în altă parte conform contractului încheiat și actele alea... Dar contractul e fals, dacă nu a fost proces verbal. Atunci cum tot Consiliul Local i-a autorizat să spună, bă, ăla a fost cum a fost. Deci... Identific un teren. Faci o cerere, să faci comisie, să spunem a fost... Nu am fost cerere din puternicii. Domnul consilier Bilirusu, Bilimersinu, nu s-o l-am primit. Inclusiv cu apartament. N-ai fost acolo și ai propus peste două? Nu, nu. Mi-au spus sub linia de noastră, domnul primar. Ascultați-mă un pic, sub linia de noastră nu dă de nimeni autorizație de construcție. Nimeni. Și știți legea. Dar nu vrei să-ți faci casă. Mă luat exact ca pe... Mă gândesc că vrei să-ți faci un atelier, că nu-ți faci casă. Volu ca să-ți trebuiască. Indiferent ce faci, parcă dumneavoastră îmi spuneați, indiferent ce vrei să faci, trebuie autorizație de construcție. Cine să spune, nu am autorizație? Când îți vine aici? Mai ce aici, să aprobăm închirierea unui apartament. Da, apartamentul dacă nu se finalizează treaba cu el, două butelii... Păi se finalizează omul. Păi plătești 11 milioane, ți-am explicat cu apartamentul. Deci, plătești 11 milioane. Conform actelor care mi s-au pus la dispoziție, dai în judecată. Nu mai am de plătit nimic. Dai în judecată. Deci eu nu mai am de plătit nimic, ascultat. Ai hotărârea de vânzare? Scrie în hotărârea de vânzare că suportă evaluarea și tabloarea. Scrie deci, haideți să nu intrăm în polemic și dracu, dar actele care le-a scris, scrie sună. Vorba, eu nu doream mai vorbi cu tine, Iulian. Dacă atunci s-o constata, să zice că a fost fals, s-o modificat, nu știu ce, de ce nu s-o atacat? Nu, de ce nu s-o atacat în contencios? Bă, persoana aia care... Domnul Paroiu trebuia să atace în contencios. Sau aia, grupul ăla, domne, nu... Uite, cum a zis domnul Livor astăzi? El atacă în contencios ăla. Îi se pare lui. Și gândiți-vă, este a doua ședință. Asta e una și mai este una în care domnul Paroiu specific că a fost schimbată anexa. Nu? Mă, s-o schimbat, s-o întâmplat. Îndreptarea eroică. Nu? N-am solicitat banii înapoi. Eu conform clauzelor contractuale care nu s-au respectat de către primărie și inclusiv Consiliul, eu nu trebuia să mai dau niciun lemn. Și am dat, n-am solicitat banii înapoi. Hotărârea de vânzare a apartamentului tău care se dă cu mandatul astăzi, scrie că tu trebuie să plătești în tabularea și... Deci este hotărârea de vânzare. În baza ăleia, vine ție în apartament. Dacă vom pe plătirea, am să liberi, da? Deci trageți sumele pe care conform evaluare, da? Trageți sumele. Deci 5,80 € care trebuie să-i opriți și restul banilor să-mi dați, după aia eu vă dau... Tu la noi pe 5 euro. Păi vedeți? Deci este, este o evaluare, este o hotărâre de Consiliu care a aprobat evaluarea, care spune că evaluarea costă cât costă. Este... Deci regulamentul care mi l-a transmis păi este la regulament, păi regulament spune, vânzătorul se obligă să scrie în cartea oficială să suporte în momentul în care ți-am vândut vindem apartamentul, să dă o hotărâre exact cu mandatul ăsta. Nu discutăm care... apartament. Și nu am luat niciodată. Atunci nu avem ce discuta. Hai, trecem pe foarte și la de ce tu mă... Păi da, dar ce nu mi-a dat? Aia ți-am explicat. Bun, nu mi-a dat apartament niciodată. Discutăm de spațiu, ne locuim în stare de cădare 99%. Vi-a luat nu de apartament. Păi atât, ai 500 de euro. 500 de euro plus evaluare plus în tabulare. Da, i-am anghitat. Plus evaluare și în tabulare. Deci, am mai spus domnul Contrias, deci nu discut un apartament. Un spațiu ne locuim, e 500 de euro, cât ai zis tu, plus evaluare și în tabulare. Asta e. Regulamentul care mi l-a transmis este ăla care l-a votat Consiliul Local. Hotărârea de vânzare. Hotărârea de vânzare. Domnul, dar ce încercăm acum să zicem? Dacă mai avem cereri acolo, ce facem? Negociăm aici, la urmă. Hai mai discutăm mâine sau când vreți, mai sunt o grămadă de cereri acolo. Domnul, într-o corectitudine. Domnul consilier, da. Dar de ce nu să se rezolve treaba cu mine? Să se rezolve, domnule. Fiecare zi aici, am făcut probleme de astea. Da, domnule, se rezolve, nu vreau. Ori rezolvați și-am plecat și nu mai vin. Auziți de mine cât dracu mă găsați. Dar nu mai vin. Deci nu vă mai deranjați. Dar rezolvați-o ca oameni. Un impresiv. Sincer, mi-am lucrat nicio ședință în care domnul Chirilă spunea băi, rezolvați problema la băiatul, la copchilul ăsta. Chiar așa auzi, la copchilul ăsta. E copchilul ăsta am să mai vii. Și o mai trecut 2 ani și ceva de atunci și tot nu i-a rezolvat. Dar nu a rezolvat-o domnul Chirilă. Dar domnul Chirilă era simplu ca și noi. Și băiatul. Poate de-a cu el acolo. Noi nu cu el. Noi, el la ea pe altul, nu pe el, el nu e. Papagal merg acolo, nu merg băiatul șerpi, de-aia. Zici că-i fost așa. Cred că-l urmează pe Chirilă. Cine vine? Nu. Dar e vorba?
Deci am analizat raportul. Asta e adresa domnului Dumitrescu, care a fost înaintată și la Curtea de Conturi. Am analizat raportul Ministerului Economiei registrat sub numărul DCCM 110818 de 23.03.2017, semnat de domnul Mihai Podose și se face referire doar la blocul de locuințe O5. Vă comunic că în plângerea mea adresată de Ministerul Economiei am specificat în clar, este vorba de blocul de locuințe O5, complex comercial, centrală termică 1, centrală termică 2. Prin prezența mea în cadrul Ministerului Economiei, în urma discuției avute cu domnul Potot Iosif, acesta în mod direct mi-a afirmat că toate sunt ilegal ocupate, dar că el face defalcare. El face defalcare și mi-aproapă doar blocul de locuințe. Prin urmare, prejudiciul adus statului român, rezultat de un uzufruct pe activele în cauză, se va recupera. Doar instanța poate decide. Vă rog, luați în calcul mica paranteză și găsiți anexat raportul Ministerului Economiei semnat de domnul ministru Mihai Toate. În fapt, Molodeschi Mihai, viceprimar al orașului Broșteni, prin inducerea eroarea completului de judecată prin adresa numărul 10.049 din 8.03.2018, Rusu Vasile, fost viceprimar al orașului Broșteni, actual consilier cu privire la adresele trimise pe Curtea de Conturi, Prefectura Suceava, adresele 3637 și 3549 din 2017, adresate corpului de control al Prefecturii Suceava, adresa 1916 din 2017, adresate Camerei de Conturi Suceava, adresa numărul 110-178 pe 8-3-2017 al Ministrului Economiei și răspunsul Primăriei Broșteni prin adresa numărul 1891 din 22-3-2017, adresa 1499 a Primăriei Broșteni registrată la Ministerul Economiei sub numărul 38-1994 din 2017, adresa 1754 pe 15-3-2017 a Primăriei Broșteni registrată la Ministerul Economiei la numărul 381.071 din 2017. Chiriac Nicolae, cu privire la adresele transmise Ministerului Economiei. Adresa domnului Chiriac Nicolae, adresată Ministerului Economiei, înregistrată sub numărul 381.104 din 2017, urmată de un protocol încheiat între Remin Baia Mare și Ministerul Industriilor, IPROMIN București. Protocol înregistrat sub numărul 2211 din 2000, prin care Remin Baia Mare a preluat obiectiva Minaleșul Ursului, râul Ursului Isipoaia, descriind și componentele acestei activi. Așa cum am precizat și în memoriile mele, activele, complex comercial, centrală 1, piața agroalimentară, centrală termică 2, blocul de locuințe O5, au ca amplasament alte locații. Nu a fost niciodată în patrimoniul societății Remin Baia Mare, astfel toate instituțiile enumerate au fost induse în eroare de către domnul Chiriac Nicolae, nume propriu. Plângerile mele au făcut obiectul activelor prezentate în adresa Ministerului Economiei, numărul 186.121 per 2010, transmisă ca răspuns la solicitările domnului Chirilă Stelian. Răspuns emis în baza notei de constatare numărul 1117 per P per CG per 2010 a Corpului de Control al Prefecturii Suceava, care practic au ținut ascuns faptul că activele complex comercial Broșteni, centrale termice 1 și 2, locul de locuințe 5,
sunt în uzufruct și uzufructuar este Consiliul Local, iar înstrăinarea este interzisă pe această perioadă, ele fiind active proprietate ale statului român, date în administrarea Ministerului Economiei și care prin protocol au fost preluate de primăria orașului Broșteni în uzufruct. Așa cum am specificat și în plângerile mele, aceste active nu au fost în patrimoniul societății Remin Baia Mare, fiind situate în afara perimetrilor unde acestea și-a desfășurat activitatea, respectiv cota 600. Astfel, în raportul numărul DCCM 110.818 din 28.03.2017 a fost menționat doar un activ, și anume blocul de locuințe O5 și nu în totalitate. Plângerea mea fiind efectuată o defalcare, fapt ce consider din partea Ministerului Economiei o încălcare a drepturilor ce li se cuvin unei comunități, un abuz contra cetățenilor și o favorizare directă a unor copii minori prin deținerea în mod abuziv a celorlalte active menționate. Cum era normal și firesc, în raportul sus menționat a fost recurate erori, după cum urmează. Blocul de locuință a fost întotdeauna locuit, niciodată nu a fost degradat, dezafectat, deteriorat. Toate aceste active, inclusiv blocul O5, au fost în anexă de la protocolul numărul 192.234/2000, încheiat cu Ministerul Economiei și prin nota numărul 3664 din 16.9.2009, acesta împreună cu alte bunuri au fost scoase din anexă la protocol, urmare a solicitării primăriei orașului Broșteni prin adresa 3192 din 28.08.2009, apoi s-au făcut mențiunea că blocul și activele nu există în anexa la protocol, normal după ce au fost scoase din anexă. La articolul 8 din contract este specificat clar că vânzătorul nu este proprietar tabular asupra construcției și terenului și cum că cumpărătorul a luat la cunoștință. Deci, cum a fost posibilă vânzarea bunului altuia, respectiv activă proprietatea ale statului român, de către Ministerul Economiei, care practic le avea în administrare. Prin hotărârea numărul 632/99, privind unele măsuri pentru folosirea și valorificarea bunurilor reprezentând dependințe și anexe tehnologice la minele la care închiderea definitivă a fost aprobată prin hotărâri de guvern, toate activele în cauză, referitor la complex comercial, blocul 5, centrale termice 1 și 2, au revenit în proprietatea statului, fiind date în administrare Ministerului Economiei. Contractele de închiriere au fost încheiate atât cu exploatarea IMLU, exploatarea minerului și usului, cât și cu primăria orașului Broșteni. Referitor la scoaterea la vânzare apartamentelor din acest bloc, începând cu anul 1996, locatarii, când se adresau primăria orașului Broșteni, interesați de cumpărarea locuinței și respectarea dreptului de preemțiune la vânzare, primăria orașului Broșteni afirma că nu se vând sau invoca orice alt răspuns negativ. Referitor la afirmația că imobilul blocul 5 devenind proprietatea Ministerului și având coeficient de 93% uzură, vă comunic. Imobilul blocul 5 este proprietatea statului în administrarea Ministerului Economiei și nu a fost niciodată degradat, prezentând 93% uzură. Aspect valabil și pentru celelalte active menționate. Cu privire la terenurile aferente acestor active, inclusiv blocul O5, au ca regim juridic prevederile articolului 36 și 26 din legea 18/1991, care prevede clar că sancționarea cu nulitate absolută a tuturor actelor, inclusiv în cazul de față a întabulărilor efectuate în mod denormat, nefiind respectat juridic regimul juridic al terenului. Actele de vânzare cumpărare încheiate între la BNP Asociați Culina Căpușan, Stoica și Alin Baia Mare au fost ilegal constituite, neparticipând la conceperea acestora, niciun reprezentant al Remin Baia Mare, iar instanța de judecată a fost indusă în eroare, validând aceste anticontracte emise în fals. A fost omis faptul că Remin Baia Mare nu a avut în patrimoniu societății active situate la cota 600, respectiv blocul 5, complex comercial, centrală numărul 1 și 2. Remin Baia Mare nu a avut ca perimetru de exploatare minieră, a avut ca perimetru de exploatare minieră, e exploatarea minieră Baia Spriev,
Băiuț, Orșa, Havnic, Turț, Șuior, Aurum, Rodna, Văzoare, nici de cum Leșursul. Continuarea în fapt și în drept a Remin Baia Mare a fost S.C. Min Bucovina, iar aceasta a luat ființă în septembrie 2002 prin desprinderea sucursalei Vatradornei de Remin Baia Mare. Ca unitate independentă și-a desfășurat activitatea atât având în subordonare exploatarea minelor Leșursului, sectoarele Isicoaia și uzina Tarmina. Astfel, activitatea S.C. Min Bucovina se desfășoară doar în mai multe perimetri, printre care și perimetrul Leșursului. Perimetrul Leșursului era zonă diferită față de centrul orașului Groșteni, unde se afla activele prezentate în scurtul istoric. Mai mult, în proiectul tehnic de închidere și ecologizare a exploatării minerilor Leșursului se precizează incintele în cadrul căruia au funcționat mai multe construcții cu caracter administrativ și industrial. Astfel, incinta Leșursului plus compresoare plus compresoare amplasată în localitatea Ostra, cota 840. Incinta minieră Tarnița este organizată la gura tunelului Aluniș, cota 840 pe Valea Părâului Brânteasa. Incinta minieră Părâul Ursului este organizată pe Valea Părâului cu același nume, la gura tunelului din partea opusă Aluniș, cota 875. Incinta minieră Isicoaia este organizată pe Valea Părâului cu același nume, la gura galeriei. La ce ajută? Nu, acum vin întrebări. Informare referitor la activitate nu sunt situate în pus activit din cauză comparat cu activitățile care le avea Leșul Ursului în... Și aici ai întrebare, ca să nu mai... De ce s-au demarat procedurile de intrare legalitate de către primăria orașului Broșteni, având în vedere perioada de întrezere de câte de circa un an de la primirea raportului? Menționez că activele sunt prezentate în anexa la prezături și se află în prezături. Și aici au anexat protocolul și raportul. Dintr-un anex, unde s-a aflat blocul, nu s-a făcut. Deci este nu s-a făcut. A fost omis. Raportul Ministerului Economiei și mai este o adresă al domnului Bolov, care se leagă de blocul 5. Se leagă și de prețul efectuar, nu este de bani, pentru că uzufructoare este posibil local. Oamenii aia plătesc în fals, pentru firmă de sănătoare în fals, nu a blocului. Și îi plătesc și tot timpul presionați că, gata, dacă nu plătești, te evacuez. Nu așa. Deci trebuie rezolvat de posibil local. De ce trebuie rezolvat de posibil local? Pentru că Consiliul Local o scoate în anexa la Bătău. Nu înțeleg. Consiliul Local și aparatul de specialitate al primarului o scos blocul din anexa la protocol, prin adresa care a menționat lui. Păi dacă l-au vândut... Deci, semnatar pe adresă... Stați un pic. Dacă Ministerul Industriei l-au vândut... Un pic. Nu, a fost arată la numărat. Păi dacă Ministerul Industriei l-au vândut... Dacă Ministerul Industriei l-au vândut, atunci Ministerul Industriei de ce mi s-a adresat către primăria Broșteni și la care a făcut răspuns domnul consilier Rusu Vasile? Când s-a vândut? Deci, auzi, când s-a vândut? 2002. Și a fost anulat. Actul a fost anulat. Și a solicitat acum câteva luni. Ascultați-mă un pic. Acum câteva luni, domnul Rusu Vasile era viceprimar și a solicitat să comunice contractele încheiate și situația blocului. Și el a specificat exact declarația în falsă a domnului Nicolae Chiriac, că blocul era în stare de degradare de 100%, ba că nu a fost locuit, ba că nu a fost... Deci a transmis adresă în mod eronat către instituțiile statului. Și era normal. Deci nu e emis-o dumnealui, nu m-au semnat. Nu m-au semnat, bineînțeles. Plus că la inventarieri, când prin dispoziție... Blocul O5 nu mai este a Consiliului Local. O semnat domnul... Deci, blocul O5 este a Consiliului Local. Nu mai este a Consiliului Local. Păi Consiliul Local îl scoate în anexă și l-o dat. Păi dar, pe baza unor hârtii, domnul l-o scos de... Care este răspunsul de domnul este un usufru? Atâta din ultima, că nu îl ești. Ba, dar unii 20 de ani, mai trebuie rog. După aceea sunt privat, nu. Departamentul unii staie, poate, deci chirie? Prin hotărârea. În baza care contract? Da. Vezi?
El nu deci, eu asta vă spun, că eu nu am nicio bază legală. Nici să încheie contractul la apă și canal, pentru că... Păi la nici nu puteam să te vindem dacă nu ai contract din chiriere, că să vând chiriașilor. Deci asta e... Deci, cu drept de preemțiune. Deci tu, în primul rând, trebuie să faci contract din chiriere ca să putem vinde apartament. S-au ajuns în faza anticontractului de vânzare cumpărare, achitați și la revedere. Deci tu, păi dacă... acum ce faceți? O faceți înapoi? Păi s-a omis procedura. S-au făcut evaluare, am achitat-o. Dar asta îți spune, tu ce e acum? Acum ce încercați? S-o dați înapoi în contractul? Există. Există și... Cum e că cer interiere cu apartamentul? Nu. Aia face referire la alt apartament. Care la ăsta al bucului. Care îl găsiți din acea cel de spate inexacte. Păi v-am dat raportul. Spune, vreau un O5, apartamentul 2. Nu, domnul președinte. Aveți raportul anexat la adresa mea? Domnul secretar, v-am dat raportul. Nu, ăsta. Raportul cu alea 54 de apartamente inexact. Unii spune că s-o dat, nu este număr din lor, nu știm cui, dar s-o dat. Fără nume, fără nimic. De asta aveți raportul. Păi unul din alea 54, da. Domnul Rusu, spuneam că ați spus că s-a format o comisie pentru a inventaria tot. Mai știți ceva din situația? Sunt, mai știți în detalii, eu vorbim și atunci clarificăm situația. Domnul Mihai, luați acum, vedeți ce am. Deci, în urma controlului curții din conturi, probabil n-am citit raportul, dar o să primim să inventariem toate apartamentele în Broșteni. Deci, este ce e prins acolo, este trimis și la Curtea de Conturi și o să regăsim și în raportul Curții de Conturi care o să trebuiască să facem efectiv verificările ce se impun prin raport. Deci ce scrie acolo, el o trimis la Curtea. Păi, dar abia l-am primit. Domnul președinte, primit. Primit. Ce ați permis ca șeful comisiei de inventariere să semneze la bilet pe față? Să citim la vot, abia l-am primit. Deci, raportul de evaluare... Hai să discutăm cererea. Al inventariei. Eu înțeleg, domnul consilier, că atunci când încercați să mă întrerupeți, dar nu o secundă și plec. Hai să ne spuneți și o altă. Domnul consilier Rusu Vasile, o semnată numele dumneavoastră ca președinte la Comisia Juridică pe inventarierea pe oraș. Nu așa are. Nu ați luat alt, o semnată ca cineva numele dumneavoastră. Deci vi se pare normal? Ai făcut așa? Păi eu făcut, eu pot aduce și documente. Păi și atunci are cu multe documente. Inventarea nu trebuie cu comisie. Deci ea cu comisie, da? Juridice. Deci comisia poate aproba sau poate să nu aprobe. Deci este semnătura unui deci, om. Comisia. Contează. Consilierii care fac parte din comisie nu se mai, decât o sunt persoană. Deci vă rog. Proiectul de hotărâre trebuie să aibă raportul comisiei, favorabil sau nefavorabil. El se discută în consiliu. Da, domnul primar. Este semnat de o singură persoană, președintele comisiei. Comisii din parte, președinte, comisii unde? Economică, culturală, unde? Nu am nicio semnătură. Este semnat doar de domnul Rusu Vasile și la revedere. Și acum am spus domnul președinte în ședință că habar n-are de iar. La noastră bară. Deci, ridicul la apartamentul tău, că e de seama de unui cea de legătă? Nu merge în stare. Nu, mai stai. Dar de să deci ați fost poliție, știi ce? În alte contract, scrie. Dacă noi nu-i facem, nu-i facem în tabulare și nu-i dăm apartamentul 45, trebuie să adresez instanță. Eu pot să meargă în instanță, eu le-am spus. Nu vrea să meargă în instanță, să dai 11 milioane și după aceea să duc în instanță. Nu vrea nici așa, el vrea să nu dea. Dar să citi o dărere care... Deci așa impune și la cetățenii Broșteni să facă plată pe chirii pe apartamentele care le plătesc. Și plătesc cetățenii bani, unii se duc în niște conturi. Mai haideți să vedea aici. Unii se duc banii aia? Unii se duc banii? Oamenii plătesc cu sută bani. Care sunt în trezorerie. În conturi primare. În trezorerie merg tot bani. Haideți să nu intrăm în politică, că să știi exact. Domnul președinte. Hai. Deci, eu mă retrag, vreau să trimit răspunsul la așa, nu cu ordonanță, sunt documente din arhiv. Deci eu am făcut referire la documente din arhiv. Nu cu ordonanță, pot să sixulesc, nu transmiteți prostia mai departe. Sunt documente din arhivă și vă rog frumos. Vreau și eu să mă
Nu cred că o să așteptă de ziua să vin aici și o să vă plec la ta. Cred că o să înțelegi. Cred. Ne-am cazat la. Haideți, domnul. Haideți. Hai, nu trebuie să începem.